Salut! Cred că e toată lumea de acord că suntem cu moralul la pământ. Mie unul îmi vine să plâng că nu sunt vesel. Dar n-am ce să fac. Trebuie să ne gândim la ce ne-a rămas. Iar cele mai bune lucruri pe care le avem sunt chiar cele pe care nu le avem. Nu avem atentate teroriste, uragane, tsunami, vulcani activi, nici dinozauri sau zombi. În plus, întotdeauna, oricât ne-ar fi de greu, ne putem gândi la românce nu un clișeu. Chiar sunt cele mai frumoase din lume. Eu unul, nașta cu o cu o grecoaică, cu o englezoaică, nici la Burja al Arab, pe banii ei. Bine, eu am cunoscut și multe ce știrbe. Pentru că alt lucru minunat la România sunt stomatologii ieftini. E plin de străini care au mai rămas cu 2-3 dinți și ca să nu doarmă și cu aia supernă, vin să se trateze aici. Îi zice turism stomatologic. Dantur. Reveni la românce, cel mai mișto e că ne acceptă așa cum suntem. Că să fim serioși, avem 2-3 bărbați frumoși, dar majoritatea suntem urâți, burtoși, bucăiți, cu puși de metro la ochi. Uite-te bine la mine, ca în oglindă. Suntem țara celor mai urâți bărbați care au cele mai frumoase iubite și soții. Bine că nu e invers. Care-i faza? România încă are cel mai bun și cel mai ieftin internet de pe glob. Asta înseamnă și că orice tâmpit poate vedea live-urile lui Șoșoacă și le poate lua de bune. Dar, până la urmă, ăsta este secretul unui Halloween reușit. Copiii mei chiar se distrează cu ea. Apropo de copii, mai vrei lucruri bune? Concediul maternal. La noi stai lejer acasă vreo 2 ani. La alți europeni, după 6 luni, gata, la muncă! Lași copilul cu mama, cu bona, cu cine vrei tu și te duci. Când te întorci de la muncă, deja dă bacul. Apoi, învățământ universitar moca, o altă șmecherie la români. Mai vrei? Ai și libertate. De plină. Ai legi, dar nu le re respectă nici dracu. La noi, polițistul vrea să fie om bun, ca să nu-l blesteme lumea. Și bine face. Mereu am zis, cum e el cu noi, așa să fie și Dumnezeu cu el. Deci, ce zici patroane? Mai am. Dar mai zici și tu câteva.